Evenimentele dedicate zilelor Severinului, ediția 2016, se vor organiza în perioada 22-24 aprilie, atunci când creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al orașului. Consilierii alda au cerut schimbarea data evenimentului, întrucât sărbătoarea cade chiar în postul Paștelui, dar demersul nu și-a găsit susținători, iar la ședința convocată nu s-a întrunit vorumul necesar. Eu i-aș întreba însă pe domnile lor, câți dintre ei și-ar face nunta lor sau copililor lor în postul Paștelui. Știm că au fost și alte situații când au picat în post și au fost amânate după, după Paști. În ceea ce privește conotația politică care s-a dat acestei inițiative, vreau să vă spun și să rog totodată pe dumneavoastră și cetățenii municipiului să nu pice în această capcană, fiindcă, de fapt, exact acesta este interesul să nu fie în uh, timpul campaniei electorale, fiindcă nu pot folosi banii publici pentru uh, a-și face uh, campanie. Uh, de asemenea, putem vedea cazul Bregovi și Olguța de la Dolj și ce s-a întâmplat acolo uh, folosindu-se banii uh, publici în acest interes. Uh, de asemenea, aș uh, preciza faptul că pe 22 și 24 o să vedeți fulare roșii, fulare galbene, oameni politici pe scenă și crainicii care vor fi plătiți să îi laude pe acestea. La ședință și-au făcut apariția și consilierii liberali, dar care au fost împotriva schimbării datei evenimentului. Acuz public atitudinea duplicitară a Partidului Social Democrat, care nu a înțeles să participe la o ședință de o asemenea importanță. Iar în al treilea rând, din punct de vedere al schimbării datei desfășurării zilelor Seveinului, prea târziu să mai iau astfel de decizii. Această decizie cred că dacă se lua în calcul, trebuia să se ia în calcul acum câteva luni de zile. Deja mai avem 10 zile până la desfășurarea zilelor Sevenului și era mult prea târziu să se mai poată schimba această dată. Evident, trebuie luate în calcul foarte multe aspecte, dar cred că protectorul Sevenului Sfântul Gheorghe este în acea perioadă, este în, în ziua de 22-23 aprilie și nu cred că putem să schimbăm această dată în funcție de anumite interese pe moment. În vama schimbării datei zilelor, S-au exprimat și reprezentanții episcopiei Severinului și Strehaiei, cei care au anunțat de altfel reprezentanții primăriei că nu vor lua parte la activitățile organizate, întrucât sunt în postul Paștelui.